Mircea Rednic va miza în premieră pe mijlocașul francez Michel Espinosa, 28 de ani, transferat recent la Dinamo, din postura de jucător liber de contract. Gabriel Torje a preluat banderola de capitan de la Dejan Sorescu, așa cum Rednic a anunțat la conferința de presă premergătoare jocului din Ștefan cel Mare. De partea cealaltă, antrenorul Mihai Iosif nu se va putea baza pe Junior Moraes, suspendat, astfel că în flancul stâng al apărării a fost trecut Claudiu Belu Iordache. Pe poziția de fundaș dreapta va apărea capitanul Cristi Săpunaru, în timp ce Adrian Bălan, care a marcat o dublă în meciul cu CFR Cluj, este atacantul pe care se bazează Iosif. Dinamo. Iliev, Sorescu, Pinto, Grigore, Andrei Radu, Itu, Rămuță, Espinosa, Torje, Ivanovski, Măgureanu. Rezerve. Eșanu, Ehman, Giafer, Filip, Matei, Bordușanu, Neicuțescu, Vestenic, Chibani. Rapid. Moldovan, Săpunaru, Dandea, Grigore, Belu Iordache, Crepulia, Albu, Stal, Sefer, Hlistei, Bălan. Rezerve, Drăghia, Nastos, Moise, Carnat, Ilie, Florica, Alami, Marzuc, Ioniță. Primul duel dintre cele două formații din capitală a avut loc pe 3 octombrie 1948, când Rapidul s-a impus la limită pe terenul lui Dinamo, 1-0, prin golul lui Filoti. Cea mai mare diferență de scor s-a înregistrat în 1988. Câinii pregătiți de Mircea Lucescu câștigau cu 6-0, iar printre marcatori se numărau Cămătaru, Mateuț, Rednic sau Andone. Între Dinamo și Rapid s-au înscris de-a lungul istoriei multe goluri, o medie de 3-1 pe meci. În plus, Rapid este echipa din Liga 1 cu cea mai bună medie de reușite în poarta lui Dinamo, 1-4, dar și reciproca este valabilă, 1-7 goluri pe meci le-au înscris albroșii giuleștenilor. 76 de jucători au evoluat atât la Rapid, cât și la Dinamo. Dacă Mihai Iosif se află la prima confruntare cu Dinamo, Mircea Rednic s-a întâlnit în 12 rânduri cu formația giuleșteană din postura de antrenor, 5 victorii, 4 rezultate de egalitate și 3 înfrângeri. Adrian Bălan și Alexandru Albu sunt cei mai buni marcatori ai Rapidului în această stagiune, cu câte 4 reușite, iar Dejan Sorescu este golgheterul lui Dinamo, cu 6 goluri.